diferențele de exprimare și mai ales diferențele de interpretare. Îmi pare mult și cred că am găsit fiecare din noi un model, fie de catehet, fie de învățător, fie de comunicator, în acest personaj biblic, Moise. Acum, dacă mai sunt nelămuriri, sau dacă mai sunt clarificări, sau dacă mai sunt adăugiri, mai putem prelungi cu câteva minute și profităm de faptul că Duminică este cu noi. Damaris. Thank you very much for this brilliant exposition. Poți să spui în românești și nu în italiană, da? Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mă simt încurajat să descoper libertatea de interpretare a unui text sacru. Totuși, se pune o întrebare. Noi nu suntem Moise. Cine autorizează în Tora interpretarea? Pentru că în a doua scrisoare a Sfântului Petru se spune că nicio profeție nu poate să fie interpretată după cum mi se pare. Thank you very much for the question. So, how can we... Who has authority, like Moses, to interpret the sacred word of God? Now, I think... Yeah, I reformulând ceea ce s-a spus, întrebarea ar fi cine are autoritatea lui Moise pentru a putea interpreta cuvântul Scripturii și a-l actualiza. So, I think one beautiful direction of an answer could be again from the chapter 30 of Deuteronomy. Un posibil răspuns care ar putea da linia directoare a unei metode a lui ar fi capitolul 30. Un pasaj din capitolul 30 din Deuteronom. So it says that the word of God is not far away from you. Un pasaj care spune faptul că cuvântul lui Dumnezeu nu este departe de tine. Și este foarte aproape de cine și este foarte aproape în gura ta și în inima ta și s-o împlinește. So, what I think this means that Moses presupposes that we have a very deep, intimate relationship with the Word of God. Cuvintele acestea descoperă faptul că noi avem cu toții o relație lăuntrică, mare apropiere cu Dumnezeu. Presupune. This is why, for example, the students of theology, like Victor and the others, study very hard the Bible. Pentru acest motiv, studenții în teologie studiază Sfânta Scriptură. This is the reason why those who become rabbis study very hard the tradition and the Bible. Today a rabbi told us that he has no time for theater. Acest este motivul și pentru care rabinii studiază intens tradiția și Sfânta Scriptură, iar astăzi în rabinul Rafael Schaffer ne-a descoperit faptul că nu am timp și nu are timp de teatru. So I think in this sense Jews can be a great example for us Christians that studying the word of God is a great religious value. În sensul în care evreii ne pot servi ca un exemplu al faptului că studiind învățătura is a great religious value. Este o valoare creștină deosebit de importantă. But of course we should add that it is not just an intellectual matter. Adaugă, duminică nu este o de natură strict intelectuală. But we should also read in addition Prophet Jeremiah. Pentru care ne propune să citim mod complementar pe profetul Ieremia, who is in close dialogue with Moses. Care este în strâns dialog cu Moise. And he says about the new covenant, și spune despre noul legământ, următoare. That the word of God will be written
on our heart. Anume, faptul că cuvântul lui Dumnezeu va fi scris în inimile noastre. So of course faith is a matter of the heart and it is essential that we are open to God's will in our heart. Credința este o materie a inimii pe care este scris cuvântul. Care este scris, and we need to be open to the will of God. În sensul care trebuie să fim deschiși pentru a-L iubi pe Dumnezeu. So of course for a very large question it'll be a very small question. Pentru întrebare mare a oferit un răspuns modest. Mersi, Marius, pentru întrebare. Mulțumesc, Dumnezeu, pentru răspuns. Altcineva, da. Vă rog. Legat de capacitatea lui Moise, era foarte inteligent și vigoros. Care e ipoteza pe care o aveți legat de faptul că el, neintrând încă în țara promisă, știa foarte bine geografia și știa istoria în viitor? Un răspuns prost ar fi că era direct revelat prost, pentru că atunci istoria n-ar avea alegere. Deci care ar fi ipoteza asupra cunoașterii de tipul ăsta? Yes, so I think there are two main possible answers. Either you believe that Moses was a great prophet, so he can know everything, including the geography of the Holy Land. Domnul spune că astea se există două răspunsuri. Unul dintre acestea este acela că Moise, în calitate de profet, cunoaște foarte multe experiența lor directă. And I know many people who would affirm this. Și cunoaște multe persoane care ar afirma această carte. And I respect people of faith. Și sunt care respect această calea credinței. The other possible way of thinking about this is, let's say, historical critical thinking. Cea de-a doua variantă de abordare a acestui subiect ar fi aceea istorico-critică. And especially in the last two centuries of first mainly Protestant and scholarly thinking. Se referă aici la ultimele două secole de teologie biblică protestantă și ulterior și catolică. Thinks that many of these texts were written not by Moses himself but later. Context în care s-a prezentat faptul că anumite texte nu ar fi fost scrise de Moise însuși, ci ar fi fost scrise ulterior. To be honest, I think that the difference is not too important. Mă interesește Dominică, deosebirea, diferența între aceste două demersuri nu este una importantă, semnificativă. Because the intelligence will be the same, and because the message of faith will be the same. Deoarece înțelepciunea lor, inteligența acestor texte este în fond aceeași, ar fi aceeași și însuși mesajul nu ar fi schimbat. It's not the same according to the problem of liberty, the history. Because I said the first is a bad answer. Why? Maybe the translator can translate everything. Because if Moses knew at that time that in the future they will go in the exile, that means there is no liberty in the history. So yes,
I would agree, of course, that reading these texts from a historical critical point of view, we might arrive at quite different also interpretations. That is true. Este de acord că lectura istorico-critică a acestor texte ar putea produce, ar putea conduce la o interpretare diferită a lor. Even if you read, let's say, if you read the text with believing in Moses being the author, probably people can come up with very intelligent philosophical explanations, maybe even concerning the liberty in history. Cred însă că chiar și din perspectiva unei lecturi a unei persoane care crede faptul că Moise este cel care a scris aceste pasaje, se pot oferi interpretări inedite în care să includă libertatea de ultimă parte. Care să oferă răspunsuri deosebit de prețioase legate de libertatea. Problema libertății pe care Luna asta a spus-o. Maybe în contextul profeției. At a concrete moment here. Maybe we could even say that Deuteronomy as a whole is about human liberty. În fond, bine sublinează Duminică, Deuteronomul vorbește foarte mult despre libertatea umană. Because the book as a whole confronts the people of God with a choice. Deoarece cartea însuși le prezintă sau confruntă pe poporul, pe fiii lui Israel cu alegerea. Îndemnă să facă o alegere. So choose life so that you may live. It really depends on you. Îndeamnă să aleagă viața, dar această alegere depinde în ultima instanță de ei. In that sense, the message clearly is presupposes a message of freedom of choice. Prin urmare, mesajul însuși presupune un mesaj al libertății alegerii. Dacă totul este clar, n-avem decât să-l alegem pe Moise ca model de învățător. Și de catehet. Acum lăs pe colegul meu, Iulian, directorul centrului, să vă explice care va fi următoarea noastră activitate, care va fi săptămâna viitoare.